Oameni buni, avem tot ce ne trebuie pentru un episod în slow motion. Nici chiar tot ce ne trebuie, pentru că o să mai am nevoie de niște nisip, un bol, niște spirit, o brichetă, niște chibrituri. Pentru că vreau să fac un episod de 5 în 1 sau 6 în 1, parcă 5 în 1, chestii în slow motion. Deci 5 chestii în slow motion într-un singur videoclip. Ca să recuperăm totul, să nu postez așa un videoclip, după aia alt videoclip, după aia alt videoclip, să postez direct 5 chestii în slow motion pe care trebuia să le postez de mult. Deci, prima chestie o să fie cu chestia asta, o de asta de golf, de jucărie, cum dau în ea. A doua chestie în slow motion, îmi pun ochelarii și aici o să fie ceva bol cu nisip și cu spirit peste, pun acolo un chibrit, dau foc și arunc bricheta lângă, ca să se facă o flacără uriașă. Cu telefonul o să filmez. Și cu camera. Deci filmez din două părți, cum se întâmplă. Parfumul. Vreau să arăt în slow motion cum se întâmplă asta. Și cu asta vreau să filmez în slow motion cum zboară. Cum o arunc. Da. Deci una, două, trei deocamdată. 4. O să fie cum aprind o brichetă de foarte aproape. Da? Să vedem și noi în slow motion cum se aprinde o brichetă. Și a doua chestie, a cincea chestie, o să fie cum arunc bricheta în foc. N-ar fi prea ok să arunc bricheta lângă foc, atunci explodează automat și face o flacără uriașă lângă mine. Dar aș putea să pun bricheta pe foc, atunci nu explodează automat. Explodează doar după vreo 30 de secunde. Dar să vedeți ce foc face. Un foc uriaș. Deci, ne întâlnim la video. Deci, oameni buni, se întâmplă nebunia. Suntem afară, aici la noi, a nins, nu știu dacă și în oraș. Ceață. Da? Zăpadă. Aici nu știu ce caută pe Anglica. Toți copacius gata. Iarba, mă mir că încă e verde. Zici că e primăvară. Și acum hai să prezentăm materialele. Deci, o să iau eu nisip din fața casei. Deci, cu ajutorul ăstora o să vă facem ultimul experiment, care o să fie cel mai tare. Să băgăm aici nisip, să turnăm peste nisip puțin spirit, după aceea să-i dau în foc cu niște chibrituri și să arunc bricheta acolo. Da, și avem a doua chestie. Să arunc asta în slow motion. De fapt, prima chestie. Să văd cum zboară asta în slow motion. Da. Aici avem parfumul. De fapt, asta o să fie prima chestie pentru că e cea mai ușoară. Parfumul în slow motion. Așa. Punem camera aici. Filmează? Da. Nu punem camera aici, Doamne.
Stai să găsesc un loc unde să pun. Uite așa. Așa. Mai în spate puțin. Să vedem cum arată bine. Așa arată bine. Bun. Și hai să începem. Prima chestie. Start. A fost cam ușor. Da, deci asta a fost prima chestie. Punem capacul. Și trecem la a doua chestie. Cum zboară asta? Pentru experimentul ăsta o să trebuiască să punem camera aici. Și să rotim așa. Și să o rotesc așa ca să văd ce se întâmplă. Mai așa cred că ar fi bine. Stă cam într-o parte. Nu înțeleg cum să pun. Uite, așa cred că stă destul de bine. Deci mai întâi desfacem ăsta, că nu l-am desfăcut încă. L-am primit de la Moș Crăciun. Da? Îl avem pe ăsta. Nu mai avem nevoie de el, îl punem aici în zăpadă. Și avem luminița. Și ăsta îl punem în zăpadă. Așa. Și cred că trebuie să... Uite așa. Și funcționează. Legăm asta de aici. Ținem de asta sau de aici. Și cred că așa. Ce fain a zburat. Punem în slow motion. Da, oameni buni, de ce s-a fost? Am terminat și cu ăsta. Stați să oprim luminița. Mi-e cam frică acum să umblu acolo, că a sărit în zăpadă și totuși cu curent și zăpadă nu prea e recomandat. Așa că o să las așa, poate îi se termină bateriile, lasă că schimbăm că îi trebuie baterii de ceas. Următoarea. Asta cu crosa de golf. Și, da, să vedem cât m-am de filmat. Îmi ajunge. Punem în slow motion. Cu asta am terminat. Bun. Acum ne mai rămâne bricheta în slow motion și după avem super explozia, dacă sunt în stare măcar să fac asta. Deci, ca de obicei, punem camera aici, întoarsă așa și aprindem. Stați. Am nevoie de un pic de ajutor. Și mai aproape.
Da. Deci asta a fost. Și bricheta asta o să aruncăm pe foc. O secundă. Bun, oameni buni, deci ăsta e un experiment periculos. Nu încercați acasă. După cum se vede, am și ochelarii. Sunt îmbrăcat bine. Deci aveți grijă, nu încercați acasă. Luăm bricheta de aici. Cu asta o să facem experimentul. Acum o să luăm chibriturile. Și știți ce o să facem? O să luăm niște spirit. Dar mai întâi să văd dacă funcționează. Și turnăm puțin aici. Puțin. Și că puțin. N-am turnat prea puțin, dar nu. Așa, și acum la ăsta o să-i dăm foc și o să aruncăm bricheta acolo. Da, e foarte periculos experimentul ăsta. Să nu repetați. Avem chibriturile. Da? Ăsta? Și acum aprindem. Da, n-a mers. Și acum, oameni buni, se întâmplă nebunia, avem un chibrit și o să fie foarte periculos. Și acum... Dacă ar fi putea, și aruncăm bricheta pe foc. Oh my god, oameni buni, a luat foc! În 2 minute să fii în casă, mamică, îți gata cartofiorii. Bine, bine, bine! Mamă. Bine! Așteptăm la o explozie mai mare. N-a fost nicio explozie. Stai! Că nu vrea să explodeze. Stai acolo că pușcă ceva. N-a luat foc, oameni buni, n-a luat foc. Nici nu vrea. Stați o secundă. Poate mai trebuie să turnăm puțin spirit? Cred că asta mai trebuie.
cu ochii, am alunecat aici. Nu vrea oameni buni, nu vrea! O să lăsăm chestia așa o vreo oră. Pentru că văd că nu vrea. Atunci o să vă arăt puțină distracție cum alunecăm pe gheață. Cred că vreți. Ha, așa. Sări. O să dăm toată asta așa. Punem camera așa. Și o să alunecăm o dată așa. Așa. Bun. De chibrituri. Le punem aici că nu mai avem nevoie. Și... V-a plăcut? Pa, pa! Ok, oameni buni, n-a funcționat, îmi pare rău, dar totuși a fost tare distractiv. Ne întâlnim data viitoare. Pa, pa! N-a funcționat ultimul experiment. Pa, pa!